2014 a debutat cu scumpiri, dar și cu ieftiniri la o serie de produse alimentare. Prețurile de consum s-au majorat cu 0,3% în luna februarie. Dintre acestea, cel mai mult s-au scumpit legumele. Potrivit Institutului Național de Statistică, prețul pâinii, al fructelor și al legumelor s-a majorat cu 0,8% până la 2,16%. Pe de altă parte, zahărul, ouăle și uleiul s-au ieftinit cu până la 1,8%. În total, creșterea medie a prețurilor în perioada martie 2013-februarie 2014 față de același interval al anului trecut a fost de 3,2%. Mărfurile alimentare și nealimentare au urcat cu 0,3% fiecare față de ianuarie, iar tarifele serviciilor au avansat cu 0,5%. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au consemnat la serviciile de îngrijire medicală, la cele de igienă și cosmetică, reparații auto, electronice și lucrări foto, tutun și țigări, chirii, plata cazării în unitățile hoteliere. În luna februarie, dintre alimente, cel mai mult s-au scumpit legumele cu un procent de 2,1%. Conform estimărilor Comisiei Naționale de Prognoză, creșterea prețurilor de consum se va situa în următorii 4 ani în jurul țintei de inflație multianuală anunțată de Banca Națională a României de 2,5% plus minus un punct procentual.